Am cumpărat acest modul coborător de tensiune care coboară tensiunea la un amperaj mare de 15 amperi și tensiunea de intrare între 10,5 și 60 de volți, tensiunea de ieșire între 0,45 de volți. Curent de ieșire maxim 15 amperi, la un consum de 400 de W, maxim 400 de W. O prima schemă ar fi asta, în care acolo unde out plus și minus cu roșu și negru, se alimentează dispozitivele pe care vreți să le alimentați și alimentarea indicatorului de amperaj și volți se face de la o sursă cu curent între 4 și 30 de volți. Schema pe care am adaptat-o eu a fost pentru măsurarea tensiunii între 0 și 100 de volți față de prima schemă care are doar tensiuni între 0 și 30 de volți, dar asta e cu alimentare separată. Adică firele subțiri, roșu și negru, sunt alimentate de la o sursă separată față de cea de la care se alimentează dispozitivele pe care doriți să le alimentați. Am montat placa coborătoare de tensiune cu curent constant și tensiune constantă, adică are cele două marcaje, dacă pot focaliza CC și pe partea asta altă CV, adică de unde se reglează tensiunea constantă și CV-ul și CC curent constant. Am legat totul la un transformator toroidal cu ieșire de 43 de volți prin punctea redresoare. Alimentez placa. Punctea redresoare de obicei mai urcă un pic curentul până la vreo 50 ceva de volți. O să-i facem și o probă și am mai legat pe cealaltă ieșire a transformatorului pe 18 V, tot în întrerupător, acest indicator care mi-arată volții și amperii, curentul și tensiunea. Astea am legat separat, are trei fire subțiri, galben, roșu și negru și două fire groase, roșu și negru. Roșu și negru, firele subțiri, plus și minus de la punctea redresoare direct de la transformator, alimentare separată pe cea de-a doua schemă, ca să-mi poată măsura tensiuni până mai mari de 30 de volți. Aia era ideea. Și amperajul se măsoară prin legarea consumatorului în serie, adică firul negru merge la ieșirea minus a plăcii de alimentare, iar firul pozitiv e legat în serie, adică vine de la indicator prin dispozitivul care se alimentează în serie la plus și mai legat aici în confir care îmi arată exact tensiunea, firul galben mi arată tensiunea care e pe placă. Facem o probă. Trebuia și băgat în priză. Bun. La placă s-a aprins un LED albastru. Se vede acolo undeva.
vedeți. Iar aici ne arată că am 37 de volți. Să vedem care e plaja pe care putem regla tensiunea. V și îmi coboară, din ce am înțeles, o până la 0V. Mi-a coborât până la 0,11. O să fac o probă până încărcarea unei baterii de plumb de 12V, o să urc tensiunea până la 13,8V. Vreau eu. Bun. LED-ul albastru de funcționare a plăcii. Când zice că avem curent constant, o să se aprindă un LED roșu aici undeva. O să leg bateria. Am făcut legăturile, 13,8. Asta e o baterie de 9 amperi, aia înseamnă la 12V, 9 amperi, 10%, trebuie să se încarce cu o tensiune sub 0,9 amperi. Acoplat bateria și îmi zice că se stabilizează la 0,4 amperi. Să vedem ce se întâmplă din curentul constant, dacă pot regla ceva. 0,4. Bănuiesc, dar nu sunt sigur că văd că pot să-l dau în jos, să cobor curentul, 0,27, s-a prins LED-ul roșu pe placă, îl vedeți, înseamnă că e curentul constant, să văd până la cât pot urca ca să se stingă LED-ul. Aici unul s-a stins, 38, 0,38 de amperi, nu s-a prins, mai cobor un pic. S-a prins la 0,29, 0,3 amperi curent constant, tensiunea constantă la 13,8, deci la baterie îmi intră acum 13,5 și 0,3 amperi. Cu atâta vreau să-mi o încarce. Să văd dacă mă pot juca un pic la tensiune. Nu mă pot juca. Bun, cu atâta o încarcă. Eu i-am dat 13,8. Bănuiesc că când va ajunge la 13,8, LED-ul roșu se va stinge și aia înseamnă că bateria mi-e încărcată. Să fac o probă cu o baterie de hoverboard de
A sărit înapoi la 13,9, am decuplat bateria. Bateria de hoverboard e 26 de volți, e 24. O să reglez tensiunea la 13, la 27 de volți. La 28 de volți, 27,8 volți. O să cuplăm bateria. Să nu curg ceva, minus, știu că e aici, da? Minus, plus. Mi-au și și sărit. Bun. Amperajul foarte mic, deși zice că e curent constant, adică încarcă bateria cu 0,3, să văd până la cât pot să urc. 1,8, 1,5, 2. Eu urcă mult mai mult, dar eu nu bag mai mult de 1,5 amperi, chiar, hai să zic 2 amperi. 2 amperi. Bun. LED-ul albastru de pe placă e aprins. LED-ul roșu de curent constant aprins. Bănuiesc că când bateria va ajunge la 28 de volți cât am dat eu, se va stinge LED-ul roșu și bateria va fi încărcată. Adică a ajuns la tensiunea la care trebuie. Din ce am înțeles din caracteristicile plăcii, dacă LED-ul roșu e stins, doar tensiunea este constantă. Adică amperajul încă nu. Am decuplat 27,8 volți, cât am reglat eu. Ce mai am aici? Mai am 3 becuri legate în serie, 36 de volți. Facem legăturile. Să reglez înainte tensiunea la 36 de volți. Deci pentru un consumator de 36 de volți, LED-ul roșu aprins, curent constant, becurile abia ard. O să cresc amperajul. De volți, 3,7 amperi, 23 de volți, 4 amperi. LED-ul roșu, eu îl văd, încă e aprins. 30 de volți, 44,6 amperi, LED-ul roșu aprins.
s-a stins LED-ul roșu, văd că se stinge la 4,8A, 33V. Deci cam asta ar fi tensiunea cu care și amperajul cu care lucrează becurile astea. 33V cu 4,7A. Dumneavoastră nu vedeți, cred că nu filmează LED-ul roșu. Acum e aprins la 27V, 4,3A și dă să se stingă, să stinge la 33V, 4,8A. Dăm un pic mai jos, s-a aprins 32V, 4,7A, tensiune constantă. Amperaj constant. Bun. Cam asta e placa. O să dau un pic mai jos. Bun. Din călțe nu s-a încălzit nimic. Deci pun chiar redresoare. Deci placa asta cumpărată de pe AliExpress la jumătate de preț cu cât vând românii pe site-urile românești. E bună. O să o folosesc. Cam asta e. Mulțumesc!